Bună seara și pace vouă! Când a murit un actor celebru, soția sa a fost întrebat de reporteri: spune-ne cum a murit. Și ea a răspuns așa: nu să vă spun cum a murit, dar o să vă spun cum a trăit. Eu n-am cum să vă spun cum a trăit. Pe fratele Vasile Petrina l-am cunoscut nu când era activ, l-am cunoscut când avea vârsta celo mai tar. L-am cunoscut ca și pastor senior, acel pastor care emana acel dunamis, cum zicea Sebi, era un tânăr. Chiar dacă trupul nu arăta așa, era tânăr. Și tinerețea sa se vedea și în biserică. L-am cunoscut când eram în biserică, Emanuel, și sunt din Africa, venit în România de 16 ani și oriunde am fost până acum în 4 orașe și Târgu Mureș este penultimul oraș în care am fost și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit când Dumnezeu spune așa: nu ați lăsat nimic pentru mine care nu s-a primit în viacul acesta și în viacul viitor. Și printre care spunea și familia. Pot să spun că familia Petrin a fost familie care am găsit în Târgu Mureș, care mi-a fost familia, în care a fost acea chimie care nu o pot explica. Sorin știe, Romi știe, Pui știe, mama Vali știe. Eram pe drum spre Oltenia vineri, în misiune, când știam de situația fratelui Vasile Petrina din punct de vedere medical și nu vorbisem cu Puiul de o săptămână și mi-a trecut prin cap să-l întreb ce mai face fratele Petrina senior. Și n-am apucat. Și sâmbătă, în timp ce eram în misiune, fratele Puiul Baciu a pus pe grup că fratele Vasile Petrina s-a dus la tati. Mi-a părut rău că n-am apucat să vorbesc cu familie înainte să se ducă. Dar în același timp, parcă Dumnezeu mi-a zis: nu-ți păra rău, pentru că acum este cu mine. Pentru că acum se bucură cu mine. Și acum vin acum cu un mesaj, poate un pic controversat în aceste momente, unde vă spun: îndrăzniți și bucurați-vă. Îndrăzniți și bucurați-vă, pentru că fratele Vasile Petrina se bucură. Când tatăl meu, socru, a decedat acum în urmă cu 2-3 ani, la fel am simțit. Este un loc, într-un loc mai bun. Este cu cel pe care l-a slujit cu toată inima și pe care l-a iubit cu toată inima. Vin să vă dau acest mesaj de nădejde. Într-adevăr, despărțire fizică este dureroasă, dar bucuria revedere este mult mai bună. Este mult mai frumoasă. Și când, cum a zis cineva, venim pe rând și plecăm pe sărite, când vom pleca, că vom muri fizic sau va veni, se va întoarce Hristos, știu că acea zi îl vom vedea și ne vom bucura împreună. Am auzit că se spune că când se naștea un copil la daci, plângeau pentru că știa că vine în lumea suferinței. Și când murea, se bucurau pentru că în mintea lor zicea că merge într-o lume mai bună. Dar nu știm mai bine. Dacă daci se bucurau când moare cineva, cu cât mai mult ne putem să ne bucurăm, amen? Îndrăzniți și bucurați-vă. O să termin cu un verset din 2 Samuel 12 cu 22. El a răspuns: când trăia copilul, posteam, plângeam, căci ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. 23. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pentru pot să-l întorc în viața? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Noi ne vom duce la el. Noi îl vom revedea pe fratele Vasile Petrina. Îndrăzniți și bucurați-vă. Tatăl să vă binecuvânteze.